Salutare dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă mai arăt puii de Australorp și cei de Marans. Ia uitați aici un pui de Marans negru rămiu. După cum vedeți, se prezintă bine, nu au nici măcar 2 săptămâni. Nu au 2 săptămâni puii de Australorp, de fapt niciun pui nu are 2 săptămâni, că la aceeași dar te-am scos pe toți. Cum vedeți, am bec aici, numai că o să-l scot puțin, pentru că nu pot filma. O să vă prezint o dată pe zi ce le dau eu de mâncare, chiar de azi am început. Ia uitați aici. După cum se vede, este ou. Stați puțin să vă arăt. Este ou cu curzică. Seara asta le dau, ziua le dau mâncare pentru ei, cumpărată, furaje. Le dau câte 2 ouă zi de zi, plus ce bag aici, 4 ouă. Și le dau apă cu albastru de metilen. După să vă arăt și chiar acum le-am făcut curaj, să vă arăt cam într-o săptămână câtă mâncare am pot să arunc într-o săptămână. Cu toate că le-am mai făcut curat, să vă arăt într-o săptămână cât mâncare îi rosesc. Ia uitați, un lighean de mâncare. Un lighean de mâncare, furaje cu crupe, cu tot ce trebuie, dar din păcate nu-l mănâncă pe tot, adică nu mănâncă tot și așa că va trebui să fac altceva. Și na, o să-l dau la găini și lor le dau, ca să vă arăt și vouă ce mâncare le dau eu. Hai ca să vă arăt. Asta este mâncarea care le dau. După cum se vede, este mâncare cumpărată, nu este mâncare făcută de mine. Am făcut doar câteva crupe și am combinat cu... pentru că era prea făinos și am combinat. Sunt furaje pentru ei cumpărate de la Angroland. Eu cred că se prezintă bine la... n-au 2 săptămâni, au câteva aproape 2 săptămâni, acum și fac 2 săptămâni, mai au 2 zile și fac 2 săptămâni. Eu cred că se prezintă bine la 2 săptămâni. Cam asta le dau eu de mâncare. Eu cred că au crescut foarte bine. Hai să prindem unul să vă arăt și aripioarele. Ia uitați, eu cred că le-a crescut destul de mult aripioarele. La aproape 2 săptămâni. Asta este unul de Australorp. Să vă arăt unul și de Marans. Ia uitați, unul de Marans negru rămiu. Aripioarele. Asta este fetiță, după cum o văd. Și cam majoritatea din pui sunt fetițe. Sunt găinuși. Ia uitați, sunt acolo. Am rămas cu 24 din 25 de pui, eu zic că este foarte bine. Și, dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!